Nouă, ne place să descoperim oamenii talentați, tineri care ne duc faima în lume și ne fac să ne simțim mândri că suntem născuți în Moldova. La fel precum o face și Andreea Culai, care de fiecare dată revine cu premii și distincții de la cele mai prestigioase concursuri internaționale de muzică. Alături de ea în această seară este și Marian Stârcea, compozitorul care a reușit să creeze și ultima melodie, așa că vreau să-i salut! Bună seara! Salutare și bine ai venit! Ce fată înaltă și frumoasă aveți, domnule Stârcea! Mamă, dar câte femei talentate, să înțelegeți corect, are în grijă. Să știi că suntem, dacă la finele anului, una din reușitele mele. Este, poate nu reușitele, dar am făcut cunoștință cu această minunată fată, interpretă tânără, care are, sunt sigur, un viitor și am pornit ceva foarte interesant, niște proiecte, eu cred că... O să iasă frumos, iar unul din aceste început, ia, haideți să ne așezăm pe canapea, faceți cunoștință, ăsta iar Malai, el așa cam e supărăcios, dar depinde... Dacă îi place melodia, mai zâmbește așa din când în când. Draga mea, tu de fapt câți ani ai? Eu am 14 ani. Mulți înainte! Mulțumesc! Da, și... Aproape de 15. Aproape de 15. Și când ai descoperit, de fapt, părinții tăi au descoperit talentul în tine și au zis, fata noastră trebuie să facă muzică. Dar nu părinții au descoperit talentul, l-am descoperit eu cu profesoara mea de muzică din România la 8 ani și de atunci am început să cânt pe la concertele din Călăraș, unde stăteam înainte. Acolo s-a început tot. Părinții erau puși în fața faptului. Adică părinții au acceptat. Părinții au zis că tot ce-ți place, facem. Și atunci când ai revenit în Moldova, ai zis că trebuie să faci muzică la un nivel mai superior. Da. Deci am început muzica la un studio de canto la Sisembro cu Aneț Mernova și de atunci mergem așa înainte. Cum ați făcut cunoștință? Aneț Mernova, adică mi-a spus într-o zi că are o fată foarte talentată, bună și să-i scriu eu ceva, o piesă. Eu zic, trimite-te, rog, la mine și mă mai întâlnesc cu mai mulți interpreți în cadrul serviciului meu la filarmonică. A venit Andreea cu mamica sa într-o zi, a făcut cunoștință, am pus la cale un proiect, piesa aceasta, care după mine s-a primit foarte bine și mi-e pare că aici au coincis toate. Și piesa a găsit interpreta și interpreta s-a deschis. Deci piesa era mai de mult timp? Nu. Piesa era gândită și i-am arătat încă ceva. A ales aceasta, adică piesa o piesă serioasă, după mine interesantă, profundă. Autoarea textului, Alina Zbancă, care este o poetă foarte interesantă, foarte diferită, profundă, cu niște dispoziții, stări interesante. Am ales acest text și iată așa ceva s-a primit, care îi propunem astăzi la toți pentru audiere. Ce a fost greu în studioul de înregistrări? Nu. A fost sever? Dorea ca chiar fiecare notă să fie luată corect? Asta e normal. Asta, da. Când e piesă proprie, trebuie să sune și bine și să fie un rezultat frumos. Dar n-a fost greu pentru că, în primul rând, sunt și obișnuită, dar îmi face o plăcere când sunt în studio și mai ales cu domnul Marian. Mie tare mult îmi plăcea să lucrez cu Andreea. În cazul ei reprezintă o mare așa oaste de tineret. Tineretul este destul de flexibil, e mai puțin mofturos, nu are capricii de gen ca mari vedete care vin la studio poate și nu se pregătesc, nu cântă. Care... Nu învață versurile. Da. Da, știu. Dar Andreea era foarte pregătită și receptivă. Adică tot ce o rugam să facă, bineînțeles că țin cont și de individualitatea ei. Fiindcă este într-adevăr ceva foarte interpretă specială și nu în neduș, nu sugrum cele bune care sunt într-un interpret, caut invers, cumva să le deschid, să le dezvolt. În cazul Andreei s-a primit perfect. Băi, îți place când te laudă, da? Care au fost reacțiile oamenilor când au ascultat melodia? Nu este o melodie care să te pună așa pe dans, e melodie care să te pună pe gândit mai mult. Da. Prima dată am scos piesa asta la filarmonică, la un concert pentru ziua tineretului și cred eu a fost o reacție destul de bună pentru că am fost susținută de public. Adică a fost ceva frumos. Eu tineret în sală de ziua tineretului. A cântat-o live, fără negative, fără pozitive, fără voce pe bandă. Foarte bine s-a produs.
Mulțumesc. Și de fapt asta este menirea unui artist, să încearcă să ofere sincer ce are, pentru că nu știu cum ar fi ok dacă eu aș veni aici și aș da așa numai din gură și acolo fonogramă registrată de mine, nu știu când, să vorbească locul meu, da? Trebuie să fie totul corect. Da. Și voi primiți o altă plăcere atunci când simți exact vibrațiile vocii. Exact, și poți să mai improvizezi, poate mai schimbi ceva, poate cine știe acolo cum se primește. Nu întotdeauna interpreții noștri sunt puși în condiții adecvate ca să se producă pe viu. Foarte mult știu o cânta bine, dar din păcate există condiții de sală, de aparataj, de microfon și așa mai departe. Și câteodată pur și simplu sunt nevoiți interpreții să vină cu deja fonograma gata și să producă așa, ne pe viu. Da, da, dar asta nu înseamnă că ei nu vor să o facă. Știu că pregătiți și un colind în curând. Și foarte mult vrem să-l lansăm cât în timpul cel mai apropiat. Este unul, după mine, e reușit. Ea deja l-a înregistrat. Se lucrează la mixaj. Se lucrează la sonorizarea lui. Și eu aștept un rezultat foarte pozitiv. Ei, până vine colindul, zic să ascultăm. De fapt, zic să tăcem, să facem liniște, pentru că asta vrea să facă Andreea în aceste clipe cu noi, să ne invite la tăcere. Ești pregătită? Da. Scena noastră îți aparține. Aici, între braț, te invităm să îi surprinzi pe cei de acasă. Baftă ție! Mulțumesc! Vorbește mult și scrie, nu-ți place. Când am să-ți tac, să știi că m-ai pierdut. Cu tot cu amintiri, furtuni și pace. Nu mai sunt cuvinte când sufletul e mut. Le adună, povestește, te iri. Am să-ți scriu să știi că nu mai sunt. Tăcerea mea, ea nu o să te mintă. Melodii fără de sunet am să-ți cânt. Să privești. Când pleacă, nu mai vine. Dacă merge prin jerarhie,